Se aprobă regulamentul privind procedura de acordare a titlului de cetățean de onoare al Comunei Conțești, județul Telorman, doamnei Panagureț Ioana, decanul Facultății de Științe și Inginerie Alexandria al UME. Am venit cu propunerea, Consiliul Local a fost de acord și cred că și noastră sunteți de acord, nu? Pentru că avem cu ce ne mândri, pentru că dânsa ne reprezintă nu numai la Alexandria, ne reprezintă în toată țara și chiar în lume. Pentru că oameni ca dânsa trebuiesc remarcați, trebuiesc onorați. Doamnă decan, am plăcerea de a vă mâna diploma de cetățean de onoare al Comunei. Că astăzi, în zi de sărbătoare, Consiliul Local al Comunei mele natale a decis să-mi acorde titlul de cetățean de onoare al Comunei. Mă simt deosebit de onorată și nu știu dacă, sau mai bine spus, în această săptămână mi-am pus mult întrebarea dacă merit această cinste și pentru ce. Și răspunsul pe care l-am găsit a fost următorul. Îl merit pentru că sunt fiica a satului. Nu v-am uitat niciodată. N-am uitat de unde am plecat. Eu, pentru dumneavoastră, am încercat alături de domnul profesor Cristea și profesorul Albulescu, într-o scurtă carte, să scriu istoria acestei localități de la 1870, când erau doar 60 de familii, pe care astăzi, în semn de cinste și prețuire pentru dumneavoastră, vă dăruiesc.